După ce mai mulți ani la rând s-au simțit neputincioși și au fost nevoiți să apeleze la cei apropiați pentru a se deplasa măcar 5 metri din cauza handicapului de care suferă, iată că Fundația Portul Speranța, cu sprijinul asistenței sociale, au venit în ajutorul lor cu cărucioare speciale realizate pentru handicapul de care suferă. În județul Constanța se numără peste 30 de beneficiari, iar din orașul Nevodar sunt 17. Cărucioarele le-au fost oferite sâmbătă la Biserica Baptistă din Nevodari. Cele 17 persoane beneficiarii cărucioarelor sunt de aici, din Năvodari, aduși de cu asistența socială a primăriei Năvodari, și avem pe doamna aici care ajută la completarea actelor și ne bucurăm că putem să ajutăm și alte persoane din județ, din Constanța, din Mangalia. Dacă o să vedeți pe cărucioare, deja ele sunt planificate cu mult timp înainte, să iau specificațiile bolnavului cu acte, acum să completeze certificatele de donație și se dau pe nume pe fiecare persoană cu nevoile specifice. Deci în funcție de ce are nevoie bolnavul, dumneavoastră ați ales și un aparat Categoric. Și asta, și vă spun acum din propria experiență, cu câțiva ani în urmă am mers într-un experiment de genul ăsta în Crimea cu inventatorul de cărucioare din Statele Unite, și oamenii de obicei vor un cărucior oricum, dar el trebuie specific pe nevoile bolnavului, că altfel poate să îi facă mai rău decât bine, și de aceea e nevoie să fie un specialist care să învețe cum să-l folosească, cum să-l pună. E nevoie de uneori de o pernă, uneori de ajustare, și avem pe domnul Cristi de la Portul Speranței, care este un meseriaș în ce privește lucrul ăsta. Vreau să vă dați în spate până noi ne fugim. Aha, nu pot. Cât puteți. Mai mult, da. Deci, să vă spun ce se întâmplă. Aveți greutate. Și când se află cărăcioase, dacă nu vă stiți până în spate, greutatea aia stă numai pe o parte din cealaltă. Vă face presiune și o să vă ajunge să faceți răni. Când suntem bătrâni, nu mai avem circulația la fel de bună ca în tinerețe, da? Și acolo unde stăți nesutos, așa, lacerant. Din cauza asta trebuie să vă dați până în spate pe cărucior, ca suprafața pe care stați să fie cât mai mare. Pentru cei mai mulți dintre ei, acest mijloc de transport este biletul spre independență. Este și cazul bătrânei Nicolina, care timp de 15 ani a stat în casă, și asta din cauza că nu se putea deplasa fără ajutorul unei alte persoane. O mare bucurie! O mare bucurie că vreau să o să mă la o biserică, vreau să iau și el la stradă, 15 ani stau în pat. Și dumneavoastră aveați nevoie de un cărucior pe care abia astăzi l-ați primit. Da, da, și îmi pare bine, foarte mult îmi pare. Și de 15 ani ați fost imobilizată în casă? Da, da, de 15 ani. Stau în pat, soțul a murit, a rămas cu băiatul, mă ia el pe brațe, mă scoate pe scaun, dar foarte bine a făcut. Și le mulțumesc mult din tot sufletul să mai ajute și pe altă lume. Acum aveți libertate să ieșiți afară, da, să vă plimbați. Da, da, foarte bine. Doamna Zerbriz a suferit o amputație la piciorul stâng în urmă cu 3 ani și de atunci folosește cârjele. Însă acestea nu ajutau foarte mult. Am avut nevoie pentru picior, că am amputat. De cât timp sunteți cu piciorul? Al treilea an. Și timp de 3 ani ați avut cu ce să vă deplasați? Am niște cârje, da. Cârjele prea asta. E greu. E greu, da. Acum cu acest cărucior o să vă deplasați mai ușor, aveți o libertate mai mare. Da, dacă pot ca să merg pe căruță, așa. Prin curte mai e asta, nu pot altă ceva să fac. Cu cărjele nu prea pot ca să merg. Mi-e frică că am căzut de două ori, am rupt de două ori piciorul de sus. A vrut să-mi taie iară. Era mai riscant cu cărjele. Da, mai riscante cu cărjele, dar și m-am gândit ca să facem, am găsit număr și asta. A făcut fata. Mulțumesc că mi-a dus. Sunt bucuroasă acum, am cu ce ca să mai mă deplasesc prin casă. În orașul Năvodare, aceeași fundație a mai acordat și anul trecut cărucioare persoanelor nevoiașe. Acestea sunt aduse din Statele Unite ale Americii.